Comentariul biblic, Mecartur, Noul Testament, explicând adevărul divin, verset cu verset, John Mecartur. Evanghelia după Matei, capitolul 3, versetele 1 la 12. Propovăduirea lui Ioan Botezătorul. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustiul iudeiei. El zicea: Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan, acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zice: Iată glasul celui ce strigă în pustiu: Pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. Ioan purta o haină de păr de cămilă. Și la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudea și din toate împrejurimile Iordanului, au început să iasă la el, și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Dar când a văzut pe mulți din farisei, și din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis, Pui de năpârci, cine va învăța să fugiți de mânia viitoare? Faceți, dar roade vrândnice de pocăința voastră și să nu credeți că puteți zice în voi înși vă, avem ca tată pe Avram, că își vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiii lui Avraam. Iată că se securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrenic să-i duc încălțămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc acela își are lopata în mână, își va curăța cu desăvârșire aria și își va strânge grâul în grânar, dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Începerea lucrării sale publice Ioan, predecesorul său Evanghelia, după Matei, capitolul 3, versetul 1. În vremea aceea a venit Ioan, botezătorul și propovăduia în pustiul iudeii. Ioan Botezătorul Conform Evangheliei după Marcu, capitolul 1, versetele 2 la 14, Evangheliei după Luca, capitolul 1, versetele 5 la 25, 57 la 80, Evangheliei după Luca, capitolul 3, versetele 3 la 20, conform Evangheliei după Ioan, capitolul 1, versetele 6 la 8, 19 la 39, Pustia, Deșertul iudeiei. Regiunea de la vest de Marea Moartă, un deșert fără urmă de viață. Gruparea evrească a esenienilor. Avea comunități importante în această regiune. Dar nu există nicio dovadă biblică a unei eventuale legături între Ioan și această grupare. Se pare că Ioan a predicat în apropiere de zona nordică a acestei regiuni, aproape de locul în care Iordanul se varsă în Marea Moartă. Era cale de o zi de mers de la Ierusalim și nu pare să fie locația ideală pentru anunțarea venirii unui rege, dar este în perfect acord cu căile lui Dumnezeu. Conform întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 1, versetele 26 la 29. De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite ba încă lucrurile care nu sunt ca să nimicească pe cele ce sunt pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu Evanghelia după Matei capitolul 3 versetul 2 El zicea Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape pocăiți -vă. Aici nu este vorba despre o schimbare la nivelul intelectual a modului de gândire, nici despre un simplu regret sau părere de rău. Ioan Botezătorul vorbește despre pocăință ca de o întoarcere radicală de la păcat, care devine evidentă și se manifestă în mod inevitabil în rodul dreptitudinii, neprihănirii. Prima predică a lui Isus începe cu același imperativ. Evanghelia după Matei, capitolul 4, versetul 17. De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască și să zică, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Împărăția cerurilor. Numai Evanghelia după Matei folosește această expresie. E folosit cuvântul ceruri ca eufemism pentru numele lui Dumnezeu, pentru a amenaja sensibilitățile cititorilor evrei. Conform Evangheliei după Matei, capitolul 23, versetul 22. și cine jură pe cer, jură pe scaunul de domnia lui Dumnezeu și pe cel ce șade pe el. În rest, Scriptura folosește termenul de împărăția a regatului Dumnezeu. Ambele expresii se referă la sfera stăpânirii lui Dumnezeu peste cei care îi aparțin. Regatul se manifestă acum prin domnia spirituală a cerului în inimile celor credincioși. Evanghelia după Luca, capitolul 17, versetul 21. Nu se va zice, uite-o aici sau uite-o acolo, că ceată că împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Și va veni o zi în care va fi întemeiat ca regat terestru într-o realitate fizică. Apocalipsa, capitolul 20, versetele 4 la 6. Și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și ale celor ce nu se închinaseră fiarei și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos o mie de ani. Ceilalți morți n-au înviat până nu s-au sfârșit cei o mie de ani. Aceasta este întâia înviere. Fericii și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Asupra lor a doua moarte n nicio putere, ci vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos, și vor împărăți cu el o mie de ani. Este aproape, într-un sens, regatul este prezent, dar în sensul său de plin urmează să fie realizat abia în viitor. Împărăția cerurilor, cuvânt cheie. Evanghelia după Matei, capitolul 3, versetul 2. El zicea, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Evanghelia după Matei, capitolul 4, versetul 17. De atunci încolo, Iisus a început să propovăduiască și să zică, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 3. Ferice de cei săraci în duh, că cea lor este împărăția cerurilor. Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 10. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, că cea lor este împărăția cerurilor. Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetul 7. Și pe drum propovăduiți și ziceți, împărăția cerurilor, este aproape. Evanghelia după Matei, capitolul 25, versetul 1. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu zece fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. Regatul lui Dumnezeu, împărăția cerurilor, evrei. Nu pronunțau numele lui Dumnezeu cu vocetare, în semn de respect și de venerație. În schimb, foloseau termenul de ceruri pentru a se referi la Dumnezeu. Cuvântul ceruri se referă și la Regatul lui Isus. Isus își proclamă Regatul care își are sălașul în inimile oamenilor. Acest Regat Spiritual necesită pocăință interioară, nu doar supunere exterioară, și acordă omului eliberare de păcat mai degrabă decât eliberarea politică pe care o doreau mulți evrei.